SECE Vital S.A. recomandă utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea problemelor legate de riscul de îngheț al instalațiilor de alimentare cu apă, care pot provoca reducerea sau chiar sistarea alimentării cu apă a imobilelor. Temperaturile scăzute pot provoca pagube importante în cazul spargerii acestora și cheltuieli mărite cu reparațiile necesare reluării alimentării cu apă. Protejarea contorului și a instalației interioare cu materiale termoizolante care să reducă sau să împiedice înghețarea este obligația utilizatorului. În cazul în care contorul sau instalațiile de apă se defectează din cauza înghețului nefiind protejate corespunzător, beneficiarul va suporta costurile înlocuirii acestora. În cazul căminelor de apometre, aveți grijă ca acestea să fie închise etanș cu un capac. Recomandăm curățarea capacelor și a ramelor acestora de praf sau pământ și ungerea cu vazelină sau produse similare. Astfel, în caz de îngheț, acestea vor putea fi manevrate cu ușurință. În ceea ce privește capacele confecționate din tablă, este indicat din același motiv să se pună o folie de plastic sub capac. Nu uitați, pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul SECE Vital S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon afișate pe ecran. Inspectoratul Școlar Județean Mara Mureș a scos la concurs funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din Mara Mureș rămase neocupate. În total sunt vacante 89 de funcții, din care 58 de directori și 31 de director adjuncți. Printre unitățile de învățământ cu funcții de management neocupate în urma concursului organizat anul trecut se află grădinița cu program prelungit Step by Step Baia Mare, școala gimnazială Octavian Goga Baia Mare, școala gimnazială Dimitrie Cantemir Baia Mare, școala gimnazială George Coșbuc Baia Mare, Palatul Copiilor Baia Mare, Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare, dar și Colegiul de Arte Baia Mare. Potrivit calendarului, dosarele de înscriere la proba scrisă se depun până în 25 ianuarie, pe platforma informatică dedicată. Proba scrisă va avea loc în 18 februarie, iar proba de interviu se va derula în intervalul 16-25 martie. Rezultatele finale ale concursului în 29 martie. Ninsorile vor pune stăpânire pe Mara Mureș în următoarele două zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de viscol, care a intrat în vigoare azi la ora 12 și este valabil până în 22 ianuarie ora 10. La altitudini de peste 1600 de metri la munte vom avea viscol. Vântul va avea intensificări cu rafale ce vor depăși 80-100 de km pe oră. Va fi viscol, vizibilitatea redusă și zăpada troienită. Județul Mara Mureș, alături de Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița și Mureș, intră până mâine dimineață sub o atenționare de ninsori viscolite temporar. În intervalul menționat, în județele amintite, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 55-65 de km pe oră, temporar viscolind ninsoarea. În zona montană înaltă, vântul va continua să prezinte intensificări și la sfârșitul săptămânii. Temporar vor fi ninsori viscolite și vizibilitate redusă.